Îi spunem bun venit acasă frumoasei cântărețe Stela Botez. Salut, Stela, salut, bine ai venit! Bine te-am regăsit, bine v-am regăsit pe voi, cei de acasă. Mă bucur că și anul acesta am revenit în platoul frumos, îmbrăcat în straie de sărbătoare. Și eu tot în straie, dar muzica e de sărbătoare precis. Îmi plac florile astea roșii. Da, tu nu te oprești să creezi, tot continui să creezi și felicitări, ai scos un album. Da, da. Cât ai muncit la el sau cât de lungă a fost calea până gata, l-ai văzut, iată, iată o opera muncii mele. Să știi că sunt mândră de ce a ieșit, este o muncă pe planul text și muzică de câțiva ani, pentru că eu am lansat 6 cântece colinde și cântece de iarnă și acestea au fost scrise pe parcursul a mai multor ierni, cam de vreo 3-4 ierni încoace. Dar n-am avut timp să le realizez, să le produc ca pe un cântec cu videoclip. Anul ăsta însă m-a ajutat Dumnezeu și am stat mai mult în studio, cam toată luna noiembrie, și am lucrat împreună cu muzicianul Grigore Țapeș. Am făcut orchestrații noi, pentru că Fata cu Cobza, în aceste producții de sărbătoare, colinde și cântece de iarnă, este nu doar voce cobză, ci orchestrație stilizată, modernizată. Vreau din tot sufletul să placă tinerilor, să se regăsească oamenii și să le creez atmosfera asta de sărbători prin cântecele mele și, de ce nu, și prin imaginile video pe care am încercat să le fac așa cu puterile mele. Într-adevăr, Stela, un album e foarte, foarte multă muncă, dar îmi dau seama că în mare parte e o muncă de echipă și oamenii care te-au ajutat, care s-au implicat, trebuie neapărat menționați. Am vrea să știm cu cine ai lucrat, cine a contribuit la crearea acestui album. Am plăcerea, eu cumva, nu e neapărat un moft al meu, dar chiar mi este mult mai plăcut atunci când eu îmi creez textele și melodiile, deci le semnez eu, iar la partea muzicală de orchestrație, într-adevăr, m-a ajutat foarte, foarte mult domnul Grigore Țapeș. Și pe partea de imagine, ajutorul meu este soțul Ionel și Stanislav, mulțumesc, 2 băieți care chiar m-au ajutat. La montaj, la fel, am lucrat eu, mă pricep așa un pic, și mai departe pe postat, pe încărcat, pe YouTube, la fel, mă descurc aici. Deci echipa mea este mică, dar voinică. Acum ne dăm seama când vedem și imaginile, dar și ceea ce auzim. Pe parcursul artistic, mulți interpreți se reprofilează sau își schimbă un pic stilistica. Tu totuși rămâi sigură pe această cale și vreau să te întreb ce te inspiră, ce te-a inspirat să apuci anume acest drum și ce te menține în continuare dornică de a crea și de a merge mai departe. Eu le povestesc și copilașilor cu care lucrez la Steluțele Production de la Nisporeni. Dacă au un vis de mici și li se spune, fie că spun părinții, fie că spun semenii, bine, semenii poate să și facă bullying, dar fie că spun rudele, învățătorii, profesorii, trebuie să-și urmeze calea. Eu de mic am avut un vis, să ajung aici, să cânt pentru lume, să produc, să materializez ceea ce am în inimioară și în creieraș. Uite că eu fac asta, pentru că chiar dacă am avut pe parcursul anilor tot felul de greutăți, impedimente, nopți nedormite, lacrimi, nereușite, eu am luat inima în dinți, am luat situația în mâini și am mers mai departe. Uneori am făcut chestii repetate doar ca să corectez anumite greșeli. Și încet, încet, prin perseverență, mi-am continuat visul. Și cred că ăsta e succesul cel mai mare. scopul, visul. Dacă fiecare om nu ar renunța la ceea ce își dorește, ar fi o lume atât de frumoasă și bună și am avea atâția oameni profesioniști. Bine, nu zic acum eu sunt super profesionistă, dar cel puțin eu acum fac ceea ce dintotdeauna am visat. Și am muncit mult pentru asta. Pentru că, spuneam, erau și piedici, și dezamăgiri, și alți colegi de breaslă chiar au dat mâinile jos și s-au liniștit, s-au limitat la anumite chestii. Eu nu, eu am vrut să merg mai departe și să tot cresc și cresc și cresc. De asta poate mă vezi în diferite proiecte. Încerc și cu Cobza, și cu orchestră, și într-un film, și o carte să scriu. Și pentru că îmi place să experimentez. Eu așa mă dezvolt ca și om, în primul rând. Apoi ca artist. Te înțeleg. Totodată îmi dau seama că scopul e atins, publicul ți aparține, dar nu ai senzația asta uneori că ai prea multe de dat, dar publicul e prea... adică ai vrea mai mult spațiu de manevră. Da, da. De asta de multe ori unii interpreți își îndreaptă vizorul cumva spre vecinii noștri, da, spre frații noștri. Asta fac și eu. Peste prut. Dacă e să ne vorbești despre această parte a colaborării, cât de des mergi în România și cât de apreciat ești acolo? Merg des. Uite, o să-ți destăinui o chestie. Atunci când am început să studiez Cobza și apăream pe scenă, mai întâi pe scena mică de la Academie, în cadrul examenelor, apoi mergând în România, pentru că mi-am dat seama din start că eu, ca interpret de folclor, o să fiu altfel privită acasă dacă o să am succes peste prut. Și din păcate asta e un stereotip de care încă ne conducem, pentru că mai avem de muncit la capitolul gândire. Deci până la urmă nu este așa. Până la urmă nu este așa, pentru că noi avem acasă foarte mulți oameni talentați care nu sunt apreciați, iar atunci când pleacă la vecini în România, simplu, de domeniul nostru vorbind acum, de domeniul folclorului, când revin acasă, gata, automat sunt priviți cu alți ochi. Așa am făcut și eu și acolo, de fapt, mi s-a pus pseudonimul Fata cu Cobza. Și mai mult decât atât, aici Fata cu Cobza nu era apreciată. Adică eu luam premii, diplome, locuri la concursuri în România și, în paralel, în Moldova, eram invitată la televiziuni, dar nu aveam loc pe scenă să cânt. Dar cum adică eu nu cântam tu acest fenomen? Iată și... acum cu experiența pe care o ai. Și să ajung peste ani să colaborez cu toate orchestrele noastre, dar niciuna să nu accepte Fata cu Cobza. Pe când în România să fiu invitată să cânt cu orchestră și cobză. Da. Ai găsit răspuns la întrebarea asta de ce se întâmplă așa? Ai noștri se tem să experimenteze. Pentru că e un șablon și e o zonă de confort. Și nu se vrea să se iasă din această zonă de confort. Dar sper că totuși, într-o bună zi, vom comunica altfel și poate Cobza va apărea și pe scena mare în Republica Moldova. Știi, Stela, oricum, generațiile se schimbă și nici nu știi ce surprize îți pregătește viitorul. Cred că nu e nevoie să-ți reamintesc cât de mult te apreciem noi și eu personal. Noi îți dorim cât mai multă liniște sufletească, inspirație, chiar dacă ai din plin, dar oricum și sărbători fericite, alături de familie, alături de soțul tău. Ești o norocoasă pentru că soțul tău te susține în toate proiectele tale, într-adevăr. Și eu mulțumesc din suflet pentru invitație, mulțumesc pentru respectul pe care îl purtați pentru mine. Eu vin cu mare drag aici acasă ca să vă cânt și ca să vă povestesc despre noutățile mele, iar vouă, dragilor, vă urez multă sănătate, sărbători luminate și un an nou care vine cu succes. Sper din tot sufletul ca să vă faceți bilanțurile și acestea să fie pline de reușite. Iar pentru ca atmosfera de sărbători să vă fie mai frumoasă, ascultați colindele mele, iar magică și unică să vă intre în inimioară. Asta vă doresc eu, Stela Botez, Fata cu Cobza.